Bună, sunt Mia de la Mireasa 2. Ca multe telenovele în Casa Mireasa, în ultimul timp, în afară de telenovela Dana, Nora și Leo, acum urmează și telenovela Alexandra Aron în rolurile principale și rol secundar Cosmin, deocamdată în rol secundar, s-ar putea să fie în rol principal în curând. Ea zice că a pus punct, dar că îl iubește. Așa ceva nu se poate. Ori îl iubește și nu pune punct, ori a pus punct și nu îl iubește. Nu se poate. Dacă într-adevăr ține la el și vrea să facă un viitor, atunci de ce să despartă? De ce? Nu văd rostul. Fata asta e și aeriană și nu știe care-i treaba cu ea pe cea din emisiune. Aron are nevoie de iubire, a început să-i facă declarații, dar ea deocamdată se ține tare. S-a dus în cameră, a început să plângă. Eu nu văd rostul acestui lucru. A venit Nora să o consoleze, dar cum adică? Îl iubesc, dar nu vreau să stau cu el. Nu, nu. Fata asta nu știe ce vrea. A văzut că au ieșit pe terasă, au stat puțin de vorbă, dar el ar vrea cu ea, ea nu vrea. Adevărul e că și el s-a comportat, nu urât, nu s-a comportat urât, dar prea sufocat-o, prea sufocat-o. Femeile au nevoie și de spațiu, nu tot în capul ei, de câte ori aveau câteva ore libere în capul ei, nu. Nu. Iar Cosmin chiar a declarat că o place. Păi, ce să fac? El are nevoie de cuplu, altfel riscă să fie eliminat. Riscă. Eliminările au început de când? N-are cuplu la eliminare și fete și băieți, nu contează. Au avut timp să facă cuplu, sunt fete libere. E Larisa, nu? E Lucy, mi se pare. Aron și cu Alexandra s-au grăbit foarte tare că s-au declarat cuplu fără să se cunoască. Că de asta este perioada de cunoaștere, te cunoști, vorbesc toți între ei, nu vezi o fată, gata, asta e și după aia, după o lună, vezi că nu merge. Nu se poate așa ceva. E perioada de cunoaștere, să respecte perioada de cunoaștere. Cât poți să cunoști un om într-o lună de zile, da? Cât de cât măcar, nu? Iar altă telenovelă, Alina și Giovanna. Giovanna face ce face și găsește ea cu cine să certe, găsește ea pe cine să jignească. Vorbea de adrenalină și Alina a înțeles că zice Alina numele ei. Adrenalina. Și Alina făcea curat, spăla pe jos. Pentru că văd că în sezonul acesta fetele sunt mai harnice decât în sezonul nostru. În sezonul nostru, camera 2 era cu problemă. Tot timpul trebuia, când a fost mama săptămânii, bineînțeles, să strig la ele. Dar această Giovanna s-a adresat foarte urât Alinei, foarte urât. A jignit-o. A jignit-o. Și după aia cânta. Nu știu, fata asta e fenomen. În sensul rău al cuvântului, nu al bun. Nu, nu. În sensul rău. Nu e corect pentru nimeni să fie jignit. Că-i mamă, că-i concurent. Nu. Se vede lipsa educației. Povestea că a avut probleme în copilărie. Se vede. Se vede și bine. Alina se confesează doamnei Eleonora. Eleonora știe că Giovanna e fără respect, știe asta. Deja toți din casă nu se așteaptă la nimic bun, la vorbe frumoase din partea ei. Poate Sese, dar nici el. Deocamdată, ce vedem noi, parcă sunt bine, așa par. Ea mai mult. El, după cum am spus, toți au nevoie de cuplu să nu intre la eliminare. Asta e primul motiv care s-a făcut cuplu. Cum e și Leo cu Nora. Se vede cu ochiul liber după fețele lor că nu se plac. Ce iubire? Care iubire? Nu există așa ceva. Intrinsic. Iar Alina a văzut că nu merge cu plânsul și cu supărarea, s-a apucat să cânte. Să vadă toți cei case că ei nu-i pasă. Dar ei pasă. Chiar îi pasă. Nu vrea să șadă în casă și să fie jignită și să îi se vorbească urât. Normal. Normal că nu vrea. Care ar vrea? Dar Giovanna, după cum am spus, nu respectă nimic. Absolut nimic. Giuliana a primit o veste proastă de acasă. A murit bunica ei. Eu cred că această izbucnire care a avut-o la aflarea veștii n-a fost doar din cauza bunicii care a murit, n-a fost. A fost pentru toată viața ei. Pentru tot ce i s-a întâmplat. Ea a fost abandonată de mică, foarte mică, copil mic.
Iar ea n-a trecut peste asta. Chiar și când s-a întors apoi la părinți și a avut certuri cu mama ei care zicea că n-a cunoscut-o normal. Să știți că niciun copil abandonat nu-și iartă prea ușor părinții. Sunt copii care nu iartă deloc. Zice, îl iert, dar simte o strângere de inimă. Știu din viața mea. Eu tot așa am zis. Iert pe cineva din familie, dar simt strângerea de inimă pe care nu pot controla. Și izbucnirea în lacrimi de la telefon a fost pentru tot ce i s-a întâmplat. Și de aceasta nici nu-i pregătită să intre într-o relație, pentru că a fost abandonată, cum a spus, a fost abandonată de multe ori, de părinți, de iubit. Și acum ea, la asta se așteaptă, să fie abandonată. Nu se așteaptă la altceva. Și conform legii atracției, nici nu o să primească așa ceva. Nu. O să primească doar abandon. Pentru că toate gândurile, toate dorințele devin fapte. Totul, conform legii atracției. Asta e. Ar ajuta o niște meditații. Pe mine mă ajută. Și mi-ar ajuta. Și iar despre Nora, Leo și doamna Dana. Iar despre ei. Telenovela care nu se mai termină. A avut atac de panică din cauza... De fapt, nu e din cauza surorii lui Leo, nu. Că a vorbit, ce a vorbit la capricele iubirii, nu cred. Ea a făcut cuplu, după cum am mai spus, și el la fel, ca să nu fie eliminați. Asta e motivul doar. Asta. Nu este sentimente între ei. Sentimentele adevărate sau orice fel de sentimente, să văd pe față, la ei nu se vede nimic. Sau supărați. Sau foarte serioși. Acest cuplu e doar de frică. De frica eliminării. Iar atacul de panică, eu cred că a avut într-adevăr un atac de panică. Chiar a avut într-adevăr. Pentru că nu putea să se prefacă. Chiar așa. A zis și asistenta care a venit să o ajute. A spus că e atac de panică. Eu n-am avut niciodată, Doamne ferește. Eu sunt foarte stăpână pe mine, dar am văzut pe cineva care a avut atac de panică. Acum câțiva ani a fost o fată care a stat la mine și avea mereu, nu știu de ce. Nu înțeleg pe ăștia cu atacurile de panică. Nu te poți controla sau problema lor. Dacă se pot controla sau nu se pot controla. Și Dana, doamna Dana, a spus clar, cum a recunoscut și Leo, s-a manifestat clar, nu o vrea pe Nora. Tatălui se abține, Ruxi, sora lui, zice că o place, dar nu ar vrea nici ea, n-ar vrea cu frate, dar nu se potrivesc absolut deloc, nici vârsta. Vârsta chiar se vede, cum a zis și Ruxi, că se vede de afară, chiar se vede și la televizor se vede. Și Nora aceasta pare foarte, foarte matură, foarte matură pare. Zice că are 29 de ani. Nu știu cum să spun, dar la 29 de ani, nu, o fată nu trebuie să arate. Orice trecut ar fi avut, oricât ar fi suferit, dar cum arată ea, arată foarte matură. Că dacă vă pun o poză de-a mea când aveam 50 de ani, a mai apărut când a fost eu în emisiune, poză cu mine, când eram lângă palmier. 50 de ani am avut, trecut de 50. Dar eu nu mă consum, orice s-ar întâmpla, eu nu mă consum. De ce? Ce rost ar avea să-mi fac rău singură? Și am avut și eu destul în cazul. Trec foarte ușor peste ele. Trec foarte ușor. Pentru că țin foarte mult la sănătatea mea. Și din nou, Alexandra și Aaron. Fata, asta de vorbă cu doamna Dana. Doamna Dana foarte curioasă să afle. V-ați despărțit, nu v-ați despărțit, vă mai împăcați, ce faceți? Ea vrea să știe tot. Tot trebuie să știe. Și i-a spus, a aflat câte ceva. Părerea mea e că nu se potrivește cu Aaron. La început mi-au plăcut, dar ieșirile lui în ultim moment, nu mi-au mai plăcut. Nu. Iar tot ce a zis doamna Robertina în cameră, e adevărat. Tot ce a spus e adevărat. Doamna Robertina e o femeie foarte deșteaptă. A înțeles multe lucruri. Și n-a spus asta doar ca să facă Alexandra cuplu cu Cosmin. A spus un mare adevăr. Toate manifestările lui Aaron, dat-o cu pumnul, plânsul, strigatul la ea, sunt ca un fel de atenționare, exact cum a spus și doamna Robertina, vezi ce o să pățești dacă nu faci asta. Și exemplu cu ursulețul, am văzut și eu pe Facebook ursulețul care nu mănâncă și ia bătaie și după aceea copilul mănâncă. Exact așa a făcut și Aaron cu fata, exact la fel. Exact la fel. Iar Alexandra zice că are sentimente, nu are sentimente.
Nu are. E acum momentul când e proaspăt despărțită și crede că îndrăgostită nu este. Nu. Nu. Și am mai observat că Leo și Nora vorbesc despre trecutul Norei, care nu e chiar așa frumos. Chiar i-a spus despre trecutul ei. Cât o fi de adevărat, nu știu cât e adevărat. Pentru că ar putea să exagereze cu unele. Și unele mi se par chiar niște fapte foarte exagerate. Cu scosul afară de păr din școală, cu bătaie, bine, bătaie, la români asta e la ordinea zilei. Cum zicea doamna Robertina, că acum bărbații nu mai ba femeile, bada. Ba, sunt femei care au bătaie zilnic și nu pleacă. Nu pleacă din cauza că au copii, din cauza că ce zice lumea. O femeie care, independentă financiar, n-ar sta cu un bărbat cu bătaie, cu jigniri, cu manipulări, cum încearcă Aron să facă cu Alexandra, că s-o manipuleze. O femeie inteligentă și independentă financiar nu ar sta cu un bărbat manipulator. Nu ar sta cu un bărbat gen Aron. N-ar sta. Fiecare, stăm împreună, dar fiecare are viața lui, face ce vrea cu ea. Nu poți tu, ca bărbatul meu, să-mi spui mie ce să fac, să mă comanzi pe mine, să mă manipulezi în continuu, să mă ameninți. Nu se poate așa ceva. Chiar nu se poate. Eu nu aș permite nimănui să-mi fac asta. N-aș permite. Toți suntem indivizi. Facem ce vrem cu viața noastră. Dacă mie mi se pare corect să mă arunc în mare acum, când apare ceșul pe furtună, eu mă arunc în mare. Ce pasă cuiva să-mi spună să nu mă arunc? Bine, un sfat și eu primesc. Asta depinde dacă îl urmez sau nu. Dar pe manipulatori chiar îi urăsc. Aron a fost printre preferații mei. A fost, dar nu mai este. Nu mai este. Și prea sufocant cu ea. Și tot manipulare și aceasta. Cu atâtea declarații și era numai după ea. Și asta e o manipulare. Da? Ce vrea să demonstreze? Nu se demonstrează așa iubirea. Sufocând-o. Nu, nu. Din potrivă, o face să se depărteze. În toate există limite. Absolut în tot. Limite. Care trebuie să le menținem. Nu le menținem, totul se duce de râpă. Cam atât pentru astăzi despre concurenții noștri. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați share, să dați like și ne mai vedem și cu alte informații despre concurenți. La revedere!